domnilor, bună dimineața, sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24. Astăzi, la discuții despre Roman, invitat alături de mine domnul avocat Alin Antochi. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Pentru o prezentare așa, o să încep cu o listă de, mă gândeam afară înainte de începerea emisiunii, o listă de fost, dacă e destul de lungă. Fost UNPR, fost nu PNL, actualmente PSD, fost ministru secretar de stat, fost europarlamentar, adică o listă mărișoară. S-au adunat vreo 20 de ani de politică. De politică. Mm. Și continuați cu politica. Am făcut o pauză, o perioadă. Nu mai știu cât. Vreo 3 ani, cred că. Practic, în 2015 am încheiat mandatul la Ministerul Justiției, la sfârșitul anului 2015. Și din 2016 am reintrat în... m-am reactivat în barou, pentru că nu poți să fii avocat și angajat în același timp decât în niște condiții limitative. Deci în momentul în care ocupi o astfel de funcție trebuie să te suspenzi din activitatea de avocat. În 2016 m-am reactivat, adică sunt în tablou avocaților cu drept de practică și m-am ocupat strict de avocatură, casă, business, în fine, o perioadă lungă de timp și într-adevăr am avut o trecere pe la PNL Roman. După părerea mea, dacă mă întrebați acum, o eroare de... O rătăcire de moment, așa, o greșeală. S-a întâmplat în contextul în care avusesem o relație pe care eu am considerat-o bună cu o parte din cei care activau în PNL. Eu niciodată nu am fost, și cei care fac politică pot să confirme, n-am fost genul care să... să dea cu bățul într-o parte sau în alta. Întotdeauna am considerat că e bine să adopți calea de mijloc, pentru că până la urmă, toți cei care sunt în acest fenomen, mai ales că vorbim de o comunitate relativ mică, cum este a noastră, n-ai cum să-ți creezi dușmănii la maniera... Atunci, cred că o poziție echilibrată e cea mai corectă. Nu poți să-ți creezi dușmănii. Ba da, poți, dacă nu ai înțelepciunea, să lași loc de bună ziua. Eu am căutat să las loc de bună ziua. A, vorbiți în nume personal? Da, eu vorbesc în nume personal. Nu, că știu niște relații care s-au răcit și... Da, bun, s-au răcit, asta e altceva și putem discuta. Dar eu am căutat să am această poziție echilibrată și întotdeauna când am fost într-o poziție sau alta, politic vorbind, nu am gândit noi și ei. Adică eu am tot timpul am avut ideea că trebuie să ai o colaborare bună, bazată în primul rând pe respect, cu toți cei care activează în fenomenul politic, cu cei care, cu care se poate discuta în această manieră. În momentul în care găsești un partener needucat, grobian, un partener care în momentul în care a pornit pe un drum politic începe să arunce cu mizerie în jur, da. Pentru că chiar și acum am avut surpriza oameni pe care îi știam din viața civilă, să spun, ca niște oameni echilibrați și ne salutam și deodată trecând la un partid politic sau începând acum o carieră politică absolut măruntă, care poate să evolueze sau nu, dar nu e ca și cum dacă acum ai intrat în, poftim, Consiliul Local Roman, ai făcut o gaură în cer. Adică ești un consilier local la Roman. Deodată s-au umflat biscuiții în ei, așa cum spuneam noi când eram copii. Și deodată nu mai cunoaștem pe nimeni, suntem foarte importanți. Adică mie lucrurile astea mi se par niște caragiosă, niște prostii, ca să vă spun sincer. Dar poate e o chestie de moment, adică... Sper, pentru că sunt oameni pe care îi cunosc... Sau, mă rog, i-am cunoscut în decursul timpului, dar sunt echilibrați. Nu are sens știți că nu veți obține un nume de la mine. Dar am constatat acest gen de... Deodată suntem mari politicieni, deodată răsturnăm lumea cu fundul în sus, deodată dăm sfaturi la toată lumea. Adică chestiile astea mie mi se par niște copilării care, atunci când apar la 20 de ani, la 20 ceva de ani, au o explicație. Dacă să-ți apară la 40 de ani acest gen de comportament, denotă o lipsă grosolană de educație. Dacă adică vreți. Acum înțeleg că oamenii de acasă încep să gândească, mă, cine e în Consiliul Local acum care e undeva la 40 de ani? Da, nu pare rău, dar aproape toți sunt 40 da, de ani. Majoritatea. Nu, am întâlnit, vreau să spun, astea sunt excepțiile, ca să ne înțelegem, nu e vorba de regulă. Eu am căutat să am o atitudine echilibrată față de tot ce înseamnă fenomenul politic și spuneam că în virtutea unei relații corecte pe care am avut-o cu administrația liberală a orașului de-a lungul timpului și nu vorbesc doar de relații personale, chiar și politic. Când activam în zona PSD, am avut relații bune. Și atunci la niște... am avut niște discuții cu dumnealor, domnule, ce ar fi să te alături echipei, că uite, știu, un om cu un CV foarte valoros, considerau ei, în fine, și am zis, bun, hai să vin un pic să vedem despre ce e vorba. Și care au fost avantajele? Adică nu ați trecut la PNL așa de... Nu, n-a fost niciun avantaj, pentru că la momentul la care am ajuns eu acolo era fix în perioada de, în perioada de muncă, de asta vă spun, că nu a fost o chestie să mă duc și să mă instaleze undeva și de altfel și când am ajuns colegii, eu consider colegi din PNL, știu că la momentul ăla le-am spus foarte clar că nu vizez funcția nimănui sau nu mă
intercalezi peste drumul nimănui, că erau oameni care construiau de ceva timp acolo, dorind să ajungă consilier local, județean, mai știu eu ce. Și atunci era culmea să vin eu și să le iau, să zic așa. De ce, am înțeles că la PSD s-a practicat chestia asta, a venit domnul ajungem și s-a propus da, imediat președinția partidului, adică... Nu i s-a propus, s-a cerut-o. E o diferență. Deci, așa s-au întâmplat lucrurile la, la momentul acela. M-am dus la PNL o perioadă, chiar în perioada aia când s-am muncit cu campania electorală, cu drag, am făcut o muncă polimeră, ador așa cumva de o activitate asta politică. M-am reîntâlnit cu o serie de primari pe care îi cunoșteam din vremea când am fost președinte la PSD, în fine. Am avut o... așa, un moment de după care mi-am dat seama că nu am ce să construiesc acolo, nu era pe, nu era pe gustul meu, nu era pe stilul meu, în fine, și m-am retras elegant, fără n-ați auzit de la mine niciun fel de discuții. A fost o perioadă foarte scurtă, câteva luni, în care pur și simplu am pus sosul la treabă. Am muncit acolo într-o campanie electorală. Cred că acum vreo 4 ani se întâmpla treaba asta, în campania pentru parlamentare, când a fost ales Laurențiu Leoreanu deputat, primului mandat de deputat. Dar chiar împreună cu el am lucrat. De altfel, istoria noastră este destul de veche. Acum, dacă vă întâlniți la o cafea, nu vă puneți o travă unul altuia? Nici nu se pune problema. Chiar apreciez că am o relație extrem de corectă cu domnul deputat și cred că și el poate să confirme acest lucru. Întotdeauna și eu și el ne-am ținut de cuvânt. Pentru că în politică e foarte important să nu promiți bazaconii, să te trezești vorbind de lucruri. Nu, serios, asta e pe bună, ziceți acum. Da, vorbesc foarte serios. Da, în politică dacă trebuie să... 100 de români, 100 de români vor spune că tot ce e în campanie electorală și în politică, promisiunile... Asta vă spun, că de asta am ajuns aici. Pentru că sunt oameni care, chiar în relațiile interpersonale, promit, doi colegi de partid sau, mă rog, unii discută cu șeful și șeful le promite tot felul de lucruri și apoi nu se poate ține de cuvânt, firesc, pentru că dacă promiți mai mult decât poți tu să dai și ajungi la un moment la o situație de neseriozitate și asta în politică se taxează în viitor. Bun, spuneam că de mult sunt în acest fenomen, mi-amintesc că am venit în, nu mai știu exact să vă spun când, dar cred că la începutul anilor 2000, chiar prin anii 2000, am intrat în, poate și mai repede puțin, la PSD, evident, la organizația de tineret. Eu am luat-o de jos, să știți, eu n-am venit într-o funcție de... Am luat-o de jos. Și la organizația de tineret, mi-amintesc atunci foarte precis, era președintele organizației de tineret la PSD, era Vali Luncanu, el era președinte. Mi-amintesc că la momentul când am început eu să activez și am ajuns la organizație, la momentul acela era Oana, era membru și un personaj important în ecuația, Oana Bulai, actuala candidată pentru Camera Deputaților din partea PSD, practic deputatul PSD de Roman, având în vedere că locul 2 este eligibil și va fi deputat. Cine mai era? Erau soții Boloca, doi oameni foarte consecvenți, abândoi, și Ilie și Luminița. Mi-amintesc, cred că era colega mea, avocata Cristina Flenchea, cu siguranță era, și mai erau câteva persoane, câțiva colegi pe care însă, s-au lăsat, s-au pierdut pe drum și nu mai fac legătura între figura lor și nume, cu tot regretul. Și am început de acolo, de jos. Și am început să construim ușor, ușor. La Roman atunci, mă scuzați, era o... PSD-ul era într-adevăr una cea mai puternică formațiune politică. E bine că vorbim la trecut. La vremea aceea așa era. În Roman exista organizația PSD care îngloba toate personalitățile importante ale orașului. Eu așa o vedeam la momentul acela. Practic, ca să mă înțelegeți, îți căutai cu mare grijă cuvintele când discutai în cadrul biroului mare, vorbesc, cât aveai ceva de spus. Pentru că de respect sau de frică? Nu, de respect. Pentru că erau niște oameni, erau medici, erau profesori, erau avocați, erau mai știu ce oameni importanți în comunitate și nu te puteai trezi vorbind neîntrebat și absolut orice. Îți cenzurai singur lucrurile pentru că nivelul discuției era foarte ridicat. Da. Și am început să construim pas cu pas acolo, eu personal, până când, știți foarte bine, la un moment dat, bine, istoria e lungă și n-are sens să discutăm acum. Am fost forțat cumva să candidez la președinția organizației mari, nu îmi doream în acel moment, aveam un alt obiectiv, dar exact cum vă spuneam, pentru din cauza unor situații în care anumite persoane nu și-au onorat promisiunile, înțelegerile pe care le făcuse, m-am simțit tras într-un fel pe o linie moartă acolo și atunci am găsit ca singura variantă ca să merg înainte, fiind aceea de a candida la președinția organizației mari. Fusesem deja europarlamentar. Bine, era o bucată. Istorie în spate deja. Da, fusesem europarlamentar, adică am prins o bucată în ultimul an de mandat atunci, supleant am fost, intrasem pe un traseu foarte, foarte bun, după aia fusesem membru în staff de campania lui Joana prin 2009, cred că asta s-a întâmplat, deci vorbim de mulți ani în urmă. A fost o experiență, sigur, deosebită să văd
o asemenea campanie prezidențială din interior, din apropierea locului. Nu, toată lumea are ocazia asta. Nu, eu era o echipă, sigur, nu eram eu acolo între primii care contam, să fim foarte corecți, dar eram în grupul acela de 20-30 de oameni care eram permanent la partid în Chiselev și lucram realmente pe această campanie. Numai o secundă, unde a pierdut acolo Geana? Cred că la dezbaterea aceea a fost momentul. Știu că noi am luat o... A fost greșeala lui, personal. Da, dar am... Pentru noi, cei din staff care eram foarte aproape de momentul ăla, a fost așa, ca o lovitură de... Ce, Macaulay Culkin. Da, a fost o chestie foarte, foarte dură. Da. Și atunci țin minte că am lucrat pe zona de diaspora cu senatorul Titus Corlățean. Deci am fost în mai multe țări unde se organiza europene, unde aveam comunități importante de români. Am fost în Grecia, am fost în Italia, am fost în UK, am fost chiar la Londra, am avut o întâlnire foarte, foarte bună. Făceam campanie electorală, dacă vreți, în diaspora. Da. Lucru care mi-a plăcut foarte, foarte mult și care, sigur, a fost, cum spuneam, o experiență. Revenind după aceea înapoi la Roman, unde m-am trezit, sigur, într-un fel sau altul, un concursul unor personalități așa din partid, tras pe linie moarte, și atunci am fost nevoit să iau din nou lupta în piept, să candidez la președinția partidului, am câștigat președinția, am fost președinte o perioadă, dar a fost ghinionul meu, s-a numit, să zic așa, faptul că n-am fost de acord cu Liviu Dragnea la momentul acela. Eu n-am avut o relație bună cu el, deși alții știu că au avut o relație grozavă, eu nu am avut, n-am vibrat cu omul ăla, nu știu de ce, dar nu... Da, ați avut întâlniri directe cu față în față? Păi cum să nu, da, era președinte de organizație județeană, vă dați seama că ne întâlneam de multe ori, dar nu a fost între noi o empatie, nu era pe stilul meu, mă rog, nici vreau să comentez situația lui cum este și nu... Dar nu, clar că n-am fost unul din preferații lui. Eu atunci consideram că sunt pe filiera Victor Ponta, cu el lucrasem la tineret, în fine. Și de acolo, vă dați seama, după acele alegeri parțiale în colegiul 6, în care... l-am avut pe Liviu Harbuz candidat atunci, da, impus de la București, de Victor Ponta, de altfel relația lor este una de notorietate. Alegerile n-au ieșit, a fost o diferență foarte, foarte mică, nici nu contează de ce n-au ieșit, acolo a fost o demonstrație, cântecul de lebăda PDL-ului la acel moment, care a făcut absolut tot ce s-a putut ca să nu piardă acel colegiu ca imagine. Nu mai conta, oricum plecaseră pe un tren descendent și apoi s-au dus la vale. Dar la momentul ăla au avut o ambiție gestionată aici de toți liderii importanți din Moldova, cu foarte mulți bani, cu foarte multă influență. Și au câștigat la un număr minim de voturi, mă rog, și cu complicitatea unor colegi care au făcut tot posibilul, pentru că atunci devenise cumva așa o dorință foarte mare ca să nu mai conduc eu partidul la neamț, deranjase, dar nu oamenii din partid. E o veste cu conducerea asta a partidului, adică se luptă lumea. La vremea aia aveam într-adevăr niște detractori niște care tot timpul nu făceau nimic aici în județ. Eu băteam județul de venea rău, vizitând toți primarii, discutând probleme, încercând să așez lucrurile, iar ei se duceau la București și mă tocau pe diverse chestii. Le-am aflat ulterior, nu mai contează. Care sunt avantajele să fii președintele partidului? E foarte multă muncă la momentul la care eu am fost președinte, era foarte multă muncă atunci, că nu aveai viziune, nu aveai perspectiva unei funcții, decât urma să se întâmple. Eu n-am fost în postura în care să mă țin de un scaun. Eram președinte la partid, asta nu însemna că eram angajatul cuiva. Eu cheltuiam banii câștigați în privat, pe deplasări în județ, pe întâlniri cu primarii. Un președinte de partid pe județ nu e remunerat, adică nu are un salariu, nici vorbă, din potrivă, bași mâna în buzunar, pentru că totul trebuie să susții. Și atunci a fost o perioadă grea, pentru că gândiți-vă numai să faci atâtea drumuri prin județ, cam ce înseamnă ca și kilometri, ca și timp alocat, ca și era greu, a fost o perioadă grea. În fine, n-au ieșit alegeri, eu am considerat, totdeauna am avut această atitudine, spun eu, demnă, adică nu m-am legat de o funcție și am spus, domnule, dacă când meciul nu iese cum trebuie, antrenorul, eu m-am considerat atunci, da, deși conducerea campaniei o preluaseră unii de pe la București cu zgone în frunte, a fost o chestie complicată atunci, zic, eu cred că e normal să fac un pas în spate. Ponta nu mi-a acceptat atunci acel pas în spate, mi-a zis că știe exact ce s-a întâmplat la Neamț și eu m-am purtat exact cum trebuie, în limitele posibilităților pe care le aveam eu aici. Și a mai rămas vreo lună și ceva președinte, dar după aia am avut presiuni fantastice din partea lui Dragnea, cum spuneam, care chiar a venit o dată la Neamț, în campanie n-a venit niciodată, dar după aia a venit să mă judece pe mine ce am făcut, ce n-am făcut. Susținut atunci, s-au chemat, dacă vreți, de senatorul Chelaru, de mai mulți care erau atunci, care încercau ei să rezolve, să conducă pe toată lumea. Și bineînțeles că la momentul ăla, după o întâlnire de genul ăsta, am zis, domnule, nu vreau să vă încurc
traseele. Adică dacă dumneavoastră considerați că puteți face lucrurile mult mai bine fără mine, zic, e foarte în regulă așa și m-am retras. Spusesem vreo 2 ani. Este un fel de luați-vă partidul și spălați-vă pe cap. Nu neapărat, nu. M-am retras din funcția de președinte, evident. Dar după aia am avut surpriza să constat niște oameni care erau pe la Roma, pe aici, care la diverse întâlniri, politică de asta stalinistă, ordinară, nu mă mai chemau la întâlniri, ce să vă spun. Adică, dar erau oameni care îmi scârțiseră ușa cu probleme juridice. Chiar mi-amintesc, dar nu o să dau nume. Un anumit domn care era plin de probleme juridice, numai probleme avea și venea la mine pentru că toți avocații, evident, îi cereau bani, măcar un onorariu minim pentru o prestație în instanță. Aveau omul probleme, da, proces. Trebuie plătit, firește. Și venea la mine și ajută-mă cu treaba asta. Și eu mă apucam și redactam tot felul de lucruri și îmi pierdeam timpul și asta. Odată n-a plătit un leu, deci nu că îi l-am cerut. Poate n-avea săracul. Dar nu i l-am cerut, asta vreau să vă spun. Deci l-am ajutat prietenește și după aia au intrat într-o altă logică și mi-au spus nu putem pentru că deranjăm pe nu știu cine și îmi zic, bă, ți-am fost aproape când ai avut o problemă. Alții nu ți-au întins o mână, eu ți-am întins-o și știi foarte da, îmi pare rău, dar nu pot. Atunci m-am lovit poate mai mult ca niciodată de calitatea extrem de proastă a unor oameni. Atunci am început să văd fața hâdă a unor... Oamenii ăștia strică politica? Sau e era stricată oricum? Nu neapărat era stricată. Politica are părțile ei urâte, nu vă așteptați acum politicieni, trebuie naiv ca politician să crezi că o să te iubească lumea. Poate să te respecte pentru niște lucruri pe care le-ai făcut, dar nimeni nu o să te iubească, că ți-o asumi. Dar oameni de genul ăsta și care, culmea, sunt și oameni mărunți, adică pe ăștia aduc zona aia urâtă, zona aia pe care nu vrem să o vedem în politică și care a făcut să crească mișcările astea pe lângă USR, dar ceea ce vedem că și ăștia care au venit acum și se laudă că sunt ei acurați și care o să facă, sunt mare parte din ei sunt mai mizerabili decât erau cei din... Probabil că o să apară de acum încolo. Da, e din păcate un fenomen care suprapus și peste multe, multe ambiții personale și peste nerealizările noastre ca țară, ca neam și peste impunerile care ni se fac din zona străină, din zona europeană, pentru că suntem membri niște organice, nu, ne dau senzația că parcă nu mai suntem stăpâni în țara noastră, că parcă am ajuns cumva niște înstrăinați în propria curte. Da, am auzit de multe ori. Da, există tot felul de curente, de mișcări, vedeți și în Europa, mișcările naționaliste. Acum, în momentul ăsta în care noi trebuie să ne aliniem obligat forțat că place sau nu ne place, trebuie să ne aliniem la standardele europene și de acolo... Unele au fost foarte binevenite pentru că ne-au trezit la o realitate și ne-au pus pe direcție, altele mai puțin. Eu, de exemplu, nu sunt foarte încântat de faptul că tot comerțul, să zicem, a fost acaparat de multinaționale și am distrus micii întreprinzători, micii comercianți, adică trebuia să ne păstrăm totuși, că asta e deviza, nu? Unitate în diversitate. Noi trebuia să ne păstrăm acest flavor al nostru, această particularitatea noastră, cum au păstrat-o și alții. Ia mergeți în Grecia, vedeți un lanț de magazine din astea. N-a fost niciodată în Grecia. Vă spun eu, deci eu am văzut niște Lidl-uri prin niște colțuri, dar sunt în general în stațiuni unde există foarte mulți turiști. Tocmai profitând de faptul că acești turiști merg și cumpără, da, că sunt învățați din țările lor de în rest, prin alte zone am văzut, cred că odată, un Carrefour, dar foarte micus, dar nu mai exista decât firma, pentru că se desființase, l-au boicotat. Grecii n-au fost să cumpere de acolo. E altă problemă. Nouă ne place să extrem de naționaliști. Imităm pe alții, dar până la o anumită limită. Și anume, am putea ține micii întreprinzători, dar nu reușim să scoatem specula. Sunt multe probleme care țin de particularitatea noastră balcanică. Bun, acum și grecii sunt balcanici. Da? Vorbim actual, zilele astea, despre avocatul Alin Antochi și politică. Lăsăm avocat deoparte că nu se pupă cu politică. Da? În general... Merg împreună, mână în mână? Da, e o profesie liberală care se bazează pe foarte multă... Exact, pe până la urmă o artă oratorie. Am zis că să nu le amestecăm, da? Nu. Ce faceți zilele astea, perioada asta, mai ales cu schimbările politice? Pentru că am văzut și emisiunea dumneavoastră cu anterioară în care ați discutat același subiect, pot să vă spun că, într-adevăr, după acea pauză, mă rog, pe care, așa cum spuneam, am avut-o, am primit-o la o discuție cu senatorul Manoliu, pe care eu îl cunosc de foarte mulți ani, nici nu puteam să vă spun de când îl cunosc. Parcă din totdeauna. Da. L-am avut aici la partid. Vreau să vă zic că am discutat de Roman și eram complet nemulțumit de activitatea fostului primar,
în Lucian Micu, pentru că mi s-a părut un primar absolut mediocru, submediocru. Deci submediocru, părerea mea personală, submediocru. A venit și după un primar care a fost nu contează, bine. Când vrei să faci ceva, primul lucru pe care trebuie să te gândești este dacă poți să faci lucrul, dacă ai ce trebuie ca să faci. Dacă ai o bune, dacă ai niște idei și să te ții de ele să faci niște lucruri, nu poți să fii primar într-o localitate și să nu-ți dorești măcar un proiect să faci, ceva important vorbesc, nu un lucru mărunte care țin de igienizarea orașului, dar măcar un proiect important să-l faci. Când tu nu ai nici măcar un singur proiect important în cap, e foarte greu să gestionezi de o manieră, adică a fost, Laurențiu a fost primar, da, la Roman, a venit cu niște idei clare, câteva lucruri. Unele din ele, sigur, contestate, altele acceptate de comunitate. Până la urmă, mă rog, le-a avut, și-a muncit ca să le implementeze. Corect. La vremea aceea au fost niște proiecte importante. Ele, în ecuația națională, dacă vreți, cum s-au ridicat alte localități, în aceeași conjunctură, cu primari în opoziție, dar cu multă inteligență și absorbind fonduri europene și știind la ce urs să bați, contează și calitățile personale, alte localități efectiv au decolat și au luat zborul, adică vedem o creștere a calității vieții fantastică. Ei, la Roman au fost câteva lucruri care au schimbat puțin aerul, dar s-au oprit foarte repede. Păi, vorbim de lipsă de viziune sau da, eu cred că la un moment dat fiecare aparat administrativ fiecare om cred că la un moment dat își atinge limita de incompetență și poate de aia e bine să mai schimbăm, nu poți să fii pe viață. Auzeam de nu știu ce primar, că a fost primar nu știu câte mandate. Da, când păi aveți unul un partid dacă nu înșel. Când ai fost în comună când mergeai în comună acolo, găseai o comună sub limita de sărăcie, adică cum să vă spun, măcar tași din gură. Deci dacă e de lăudat să spui: "Băi, uite, a venit ăsta primar aici la noi și după un mandat sau 4 ani de primărie sau, mă rog, 2 mandate, a reușit să schimbe din temelii lucrurile și a făcut și adres." Bun, asta e o laudă. Dar când tu spui că ești primar de nu știu câte mandate și, de fapt, nu se vede nimic în urma ta, nu mai mi se pare că e să te lauzi. Revenind, discutând cu Dan Manoliu despre subiectul primăriei Roman, îi spun eu cam cum văd eu la Roman, ce ar trebui făcut. Plecând de la o idee foarte simplă, și anume că Romanul e inima Moldovei și insistând exact pe acest lucru, că ar trebui să dezvoltăm lucruri care țin de această particularitate a Romanului. El mă ascultă, să noi de vorbă acolo un pic, și la un moment dat îmi spune: "Băi, tu ai niște idei foarte bune, dar ca să le pui în practică, hai să candidezi la primărie, uite, dar din partea noastră, uite, și băieții la parte tot întreabă, de ce nu te întorci, de ce..." Eu practic am crescut la PSD, gândiți-vă că eu am început prin 2000 și am fost în PSD până prin 2000, nu mai știu să vă zic, cred că 13, cam ceva de genul ăsta. Deci niște ani. Cred că vreo 15 ani am avut înainte, am început înainte de 2000, vă zic eu. Și după aia am făcut această pauză și după aia, mă rog, și am revenit. Și zic: "Băi, mă gândesc." Merg la partid, discut cu dânsul. Mi-amintesc că am stat noi doi acolo la o cafea, am mai vorbit una alta. La fel, foarte nemulțumit de administrația locală și el era într-un conflict, mă rog, politic, declarativ cu administrația locală Roman de la acel moment. Și îi spun senatorul Manoliu: "Eu mă gândesc să revin și să merg pe acest proiect, dar cred că trebuie discutat cu președintele partidului, pentru că eu consider că e nevoie de o disciplină ierarhică, trebuie să ținem cont de niște lucruri." Și așa am considerat că e normal să discutăm, pentru că zic, poate dumnealui are o altă viziune, adică când spun președinte, mă refer la Ionel Arsenic. De altfel, fostul meu coleg din tinerețe, când amândoi eram la tineret și amândoi făceam, nu el pe zona Târgu Neamț, eu, adică o relație... Da, el a fost un apropiat Liviu Dragnea, Exact, și un asumat, de altfel, și acum, ieri, înțeleg că a fost ziua onomastică lui Dragnea, el a ieșit cu un mesaj. Eu pot să vă spun că, din punct de vedere a lui, a fost un gest de asumare grozav de bărbătesc, așa, și a asumat chestia asta. Am mers cu om, și nu se ascunde. Nu, am apreciat această verticalitate. Bun, revenind, intru în discut și cu domnul Arsenie, cu John, cum spunem noi, mă rog, în fine, asta e. Și ajungem și discutăm subiectul, să revin, și el e foarte încântat de ideea, n-avea la Roman, îi se părea, îmi spunea de atunci, că organizația este cam... rămasă puțin în urmă, adică și-a pierdut cumva dinamica. Și adevărul ăsta este că în Roman, celelalte organizații de partid au crescut, sau ca un bulgăre de zăpadă. Cum au reușit? Au adus oameni, au ținut ușa deschisă pentru oameni fresh, oameni noi.
Aici nu e vorba de a da afară pe cineva și vreau să fie foarte clar ce spun. Eu nu sunt susținătorul să dăm afară pe cineva. Nici nu se pune problema de așa. Bun, deci nu mergeți pe ideea cine are bătrân să-și cumpere și cine are să-i omoare. Nici nu se pune problema. Deci oamenii sunt foarte buni, dar nu putem să rămânem încremeniți în timp. Și la o echipă de fotbal mai aduci sânge proaspăt. Ei, la PNL cel puțin, știu că permanent au adus oameni noi, au avut ușa deschisă și mai ales oameni în zona asta de 35-45 ani, mici întreprinzători, oameni care reprezintă ceva în comunitatea lor, care pot fi niște vectori de imagine. Dar în momentul ăsta, îmi cer scuze că vă întrerup, în momentul ăsta, dacă luăm popularitatea PSD-ului și a PNL-ului, e diferență da, mare pentru că o țară întreagă în momentul ăsta detestă Partidul Social Democrat din motive... În egală măsură, dacă vă uitați, vă faceți cultura politică de pe Facebook, veți vedea că sunt oameni care înjură PNL-ul, care înjură... Toată lumea este, are porția lui de... Partidul Social Democrat e intrat așa într-un con așa de... Este. Nu știu, așa este. Unde s-a greșit? Nu, s-a greșit. Că undeva s-a declanșat o chestie. S-a greșit pentru că, într-un fel sau altul, trebuie să existe o supapă. Și la momentul acela, foarte inteligent dirijat din afară, s-a canalizat această energie negativă către Partidul Social Democrat, punându-se într-o lumină nedrept de pozitivă celelalte forțe politice din România, ca și cum aia sunt aia buni și ăștia da. Sunt aia răi. Și am ajuns la o asemenea situație în care trebuia să decontăm toate relele care se întâmplă. Dar nu e posibil că și din cauza că PSD-ul a promovat niște oameni... Cu siguranță, dar gândiți-vă că același lucru îl vedem înzecit și acum. Eu n-am auzit pe... Râdeam de... La vremea aceea se râdea copios de Viorica, da? Da. Eu o cunosc bine, pentru că am fost colegul la Bruxelles. Chiar o cunosc personal foarte bine. Și eu știu foarte bine. Mă rog, putem vorbi mult pe subiectul, dar nu contează în momentul ăsta. Iată că a venit Anisie în momentul ăsta, care a făcut să uităm complet bâlbâielile lui. Dimineața vorbeam cu părinții mei, care sunt oameni în vârstă și sunt amândoi simpatizanți social-democrați. Și spuneam, măi, când era doamna Dăncilă, toată lumea a făcut, bă, frate, nu-mi vine să cred, asemenea om, asemenea valoare. Pentru că era primul politician care a ieșit cu asemenea gafe, dar acum deja s-a pus capac. Deja e o chestie normală. Oameni, uitați-vă, oameni care n-au reușit să n-au diplomă de bacalaureat, dar ei pretind că nu știu ce diplome de doctorat, adică am ajuns să vedem deci tot ce a fost rău, din păcate, în guvernarea aceea, s-a preluat și s-a multiplicat cu 10 și o vedem dusă la nivel de artă în momentul ăsta. Păi și atunci cum facem de promovăm oamenii ăștia? Adică avem Alin Antochi, nu înțeleg de ce? Ei, dar nu înseamnă că eu sunt acum vreo valoare națională, să ne înțelegem. Sunt oameni foarte, foarte valoroși, dar din păcate, chiar și aici la partid, vă spun cu mare regret, vă spun. Cred că sunt tineri care ar dori poate să se implice în politică, numai că văzând niște personaje de maniera de care vorbeați, care au purcat și au... Oamenii își pierd interes. Se gândesc, bă, ăștia chiar vor să promoveze numai ideea asemenea persoană. Și să fac politică, dar nu-ți dă și atunci prost. Oamenii își mă de treaba ceva de genul ăsta. Da, pare rău, nu știu dacă, nu, da, sună un pic dur. Nu știu, cred că marele rău pe care îl fac aceste promovări sau oamenii ăștia în politică este că arată tinerilor din ziua de azi că poți ajunge orice în țara asta fără să fie nevoie de școală, fără să fie nevoie de o educație temeinică, fără să... Pur și simplu... Da, educație politică se face în interiorul unui partid? Adică dacă eu mă bag, bine, eu sunt destul de bătrân, dar vine unul de 18-19 ani, îl educă cineva politic? Fură, ca un ucenic de la alții, meserie, dacă vreți așa, ține și ține de cultura lui, bine, în sensul bun, știți cum furau ucenici, meseria de la meșteri. Sunt niște școli de partid unde se mai teoretic ar trebui să mai... Și mai sunt cursuri de, chiar poți să faci tot felul de școli, postlici, post mastere și mai multe lucruri pe acest care să-ți creeze o anumită cultură politică dacă dorești să-ți o însușești. Dar, din păcate, foarte mulți merg pe principii balcanice, de genul să facem frumos la șef, că șeful exact. Face, și atunci începe să devină o problemă. Eu l-am spus despre organizația PSD Roman că e bătrână, închistată și da, îmbătrânită. Că într-un fel, da, știu discuția, am spus-o și eu într-o manieră similară, în sensul că exact ce vă spuneam anterior, organizația s-a încremenită puțin în timp, adică n-am mai reușit să mai creăm să avem permanent deschis acea poartă spre tine, pe care să-i convingem, să-i aducem pe relații personale, că în primul rând cred că asta trebuie să funcționeze. Avem o echipă frumoasă, veniți, vedeți și să încercăm în maniera asta. Și la un moment dat, cred că aici a fost problema, declicul. În timp ce toate celelalte, pentru că din ce s-au constituit celelalte organizații? Din oameni care trăiau în acest oraș, trăitorii acestui oraș, care
iată că și-au regăsit locul într-o altă formațiune politică. Pe de altă parte, ar fi putut să încerce să activeze, dar nu i-a găsit nimeni, nu i-a chemat nimeni, nu i-a invitat măcar să vadă cu ce se mănâncă. Sau. Și atunci ei și-au luat propriul drum. Pentru că eu vă spun un lucru, vis-a-vis și de discuția aceea foarte dură cu traseismul și cu... Sunt foarte mulți care povestesc anumite lucruri de această manieră. Dar ia gândiți-vă un pic, dacă lucrezi într-o firmă unde nu te mai regăsești, unde începi să nu mai empatizezi cu colegii, unde începi să consideri că sau îți dai seama că nu mai poți progresa, nu mai poți tu, proiectul tău personal, ce faci? Te duci acasă și rămâi șomer și mori de foame? Nu, dar pot să vă zic altă variantă. Nu știu dacă aș lua toate secretele din firma veche și m-aș duce la firma nouă să răspund acolo. Cred că acolo e mult mai dur legat de păstrarea unor secrete. Adică, înțeleg, dacă domnul Manuliu a lăsat propunerea pro-România și s-a dus acolo, nu s-a dus cu buzunarele goale, informatic vorbind. Cu ce s-a dus? Fiecare om pleacă cu bagajul lui de favorabilitate sau din potrivă. Deci gândiți-vă că până la urmă nimeni nu are în buzunar un număr de electori și îi pune pe altă masă. Omul are o favorabilitate. Eu sunt cum sunt, da? Unii mă plac, unii nu, unii mă agrează, unii nu. Treaba lor. Important să ai 50% plus 1, până la urmă asta e ideea, da? Eu cum să vă spun, noi ar trebui să ne îndreptăm din ce în ce mai mult spre acest gen de politică uninominală, adică în care chiar să conteze omul. O chestie interesantă vă spun, când se punea problema să candidez la primărie la Roman, din partea PSD evident, îmi spunea foarte multă lume, cunoscuți de-ai mei, dom'le, te votăm cu ambele mâini, pentru că știu că ești un om gospodar, că ai făcut, că ai drept, în fine, fiecare cum mă percepea. Da. Da, am o problemă cu PSD-ul, ce să vă spun? Adică era o chestiune de această manieră. Era clar că votul ar fi mers cumva spre un anumit nominal. Deși... Deci trebuie să se lucreze la imaginea partidului. Gândiți-vă că Viorel Stan a luat mai multe voturi ca partidul. Tot pe serios? Da, Viorel Stan a luat pentru primărie, a luat vreo 600 de voturi în plus față de cât ce, a luat ce partidul. Ce l-a făcut să piardă primăria? Unii spun că e Lucian Micu, care a fost mereu în spate. Sau, în fine, ar fi trebuit să fie în spate, dar a fost mereu în față. Da, asta vă pot eu. Alții spun că, mă, Viorel Stan are, e de o vârstă cu Ion Iliescu. Na. Așa s-a gândit atunci. Ca să mai lămurim un subiect, de asta cred că ați vrut să ne și vedem. Eu când am spus că voi candida, am spus că voi candida. Am venit, am impus niște condiții, dar nu la maniera vreau partidul, vreau pe naiba și lucruri de genul ăsta. Adică nu mi s-a părut că pot să vii cu asemenea absurdități. Am zis, vreau să creăm o echipă fresh, dinamică, să aducem niște oameni în plus. Exact ce cred și acum. Da. Domnul Manoliu și toți cei de acolo au fost o parte mai de acord, mai nu, dar în fine, asta era jocul în clipa aceea. Am venit să candidez și după aceea, brusc, în niște discuții, că pe nu știu ce sondaje, mă rog, Micu stă foarte bine în sondaj. Eu zic, băi, eu trăiesc în orașul ăsta, nu știu, nu prea aud așa lucruri grozave despre domnul ăsta, dar dincolo de experiența mea personală, care e a mea și eu păstrez acolo și știu foarte bine evaluarea mea personală, vorbesc despre acest personaj. Dar zic că dacă considerați că varianta e mai bună, eu n-am nicio problemă, nu stric joaca nimănui, adică e pur și simplu alegerea domnilor. Păi, dar totuși a fost recompensat, adică cum se vede din afară? Chiar nu-i treaba mea asta, vă spun sincer, dar m-am dat deoparte la momentul acela și hai să candidăm. I-am făcut o primire ok la partid, eu am fost unul din oamenii care am rugat colegii să... avem o atitudine de echipă învingătoare, să încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie. Deși eu știam foarte bine că eu nu voi ajunge la vreun consens vreodată cu omul ăsta, încă am dat multe șanse să fie în regulă și n-a fost niciodată. Și nu numai față de mine, față de mulți, inclusiv acum față de Leoreanu n-a fost în regulă. Adică cam, cum spunem noi în popor, cam mușca mâna care l-a hrănit. Dar asta e o altă poveste. Mă rog, și am zis, mergem cu această formulă, niciun fel de problemă. În politică mai faci și compromisuri. Ia că instanța a avut altă opinie, adică mi-a dat dreptate, că eu am mai spus prin niște emisiuni că nu poate candida, în fine. Și atunci a venit din nou discuția către mine, că să candidez eu și am zis, îmi pare rău, dar în această condiție eu nu mai fac acest lucru, pentru că eu am venit, nu, eu consider că, exact ce vă spuneam, poate să creadă oricine orice, eu nu sunt atârnat de vreo funcție și trebuie să mă simt eu confortabil. Și am refuzat. Și atunci, în această nouă construcție, a venit formula Viorel Stan, care n-a fost o formulă rea. Dumnealui, ca profesor la Roman Vodă, are o anumită... Se bucură de o notorietate. E un tip citit, este un tip educat, adică nu putem să discutăm. Probabil că anumite lucruri, cum spuneați, legate poate de vârsta dumnealui, poate legate de cum îl percepe publicul
tânăr, nu știu, ceva s-a întâmplat, n-a fost, da? Ar fi câștigat primăria Roman în Partidul Social Democrat dacă erați candidat? Ei, asta n-am de unde să știu. Vorbim cu oameni prin părere, nu. Nu pot să-mi dai o părere a mea, că ar fi subiectivă, dar discutând cu niște oameni în oraș, mulți îmi spun că aș fi avut o șansă. Cu siguranță că ar fi fost o șansă. Și atunci, eu unde vreau să ajung de fapt? Dacă a fost sau nu îndreptățit Ionel Arsene să dizolve, deși el nu are voie, înțeleg, prin statutul partidului, n-a să dizolve. Nicio... Nu, acolo au fost mai multe dedesubturi legate și de prezența pe lista de senat, care domnul Manoliu a considerat că trebuie să fie și n-a mai fost. Au fost mai multe lucruri și dizolvarea aceasta, așa cum ea este, mă rog, cum o vedeți dumneavoastră, de fapt s-a raportat la schimbarea conducerii partidului. N-a dizolvat nimeni organizația. Asta este, deci asta există nu PSD Român, există acum, continuare. Dar uitați-vă și pe Facebook. Noi muncim zilele astea, ne-am apucat de întâlniri cu tot ce înseamnă districte, cu organizațiile de bază. Adică toate sunt acolo și vă confirm că oamenii nici măcar nu și-au pus problema să plece în altă parte. Ce nu mai există, de fapt? Nu mai există conducerea. Conducerea așa cum o știați nu mai există. Există acum o conducere colectivă asigurată de candidatul la Camera Deputaților Oana Bulai și domnul profesor Stan, cei doi care dirigează lucrurile. Dar asta nu înseamnă că ceilalți oameni care erau implicați nu sunt acolo. Eu am fost și eu zilele astea la întâlnire, am participat la niște discuții cu șefii de districte, cu șefii de, cu, mă rog, președinții de organizații. Și trebuie reașezate lucrurile. Asta e foarte clar. Dar ce vă spun, părerea mea personală, oamenii care au activat multă vreme acolo și care doresc să continue și să se implice, pot veni fără niciun fel de problemă, pentru că nimeni nu și-a pus problema să îi dea afară. Asta e o prostie, deci nici nu se pune problema. Și în plus, noi ne dorim să avem oameni noi pe care să-i convingem să vină alături de noi, pentru că eu am o serie de cunoștințe care poate ar veni, trebuie să îi conving să vină și toți cei de acolo. Și dorim să dăm un suflu nou. E pe principiu, dacă vreți, a unui bulgure de zăpadă. Îl creștem, pentru că după aia începe să... În politică oricum lucrurile sunt ciclice. Nu vă gândiți că dacă astăzi nu știu ce partid stă mai sus în preferințe, va rămâne la nesfârșit așa. Clar. Politica întotdeauna, vedeți și în țările cu cu democrație consolidată, cum e în America. Când sunt republicani, când sunt democrații, e un ciclu. Se rostogolește. Pe final, că mi s-a făcut semn de ceva vreme că ne apropiem. Pe final, începe acuși nebunia din nou. Da. A început deja. E pre-campania. Pre-campania, dar... A început deja. Munca la partid deja... Peste tot, vedeți că afișajul stradal a început, întâlnirile începând chiar de zilele astea cu oamenii. Ok, ce face PSD Roman pentru campania asta? Ce se întâmplă? Care e viitorul? Din punctul meu de vedere, trebuie făcut o foarte serioasă muncă om la om, întâlniri, discutat cu oamenii, explicat cum vedem noi, viziunea noastră despre mersul acestei țări, pentru că de data asta nu mai alegem un primar pentru Roman. Alegem Parlamentul care va dirija destinele acestei țări în următorii 4 ani. Și atunci, cred că e foarte important să le explicăm oamenilor să aleagă inteligent direcția în care doresc, văzând și ce se întâmplă în acest moment în viața publică, dacă vreți, și în viața noastră personală, gândindu-ne și la lucrurile deloc plăcute care cred că vor urma de anul viitor, economic vorbim, pentru că vedeți dumneavoastră situația asta... O pauză de muncă. Da, dar care s-ar putea să se reia, pentru că prin toate țările Europei cam văd că s-a reînceput nebunia asta. Și da, dar alegerile vor merge în continuare. Ceea ce este o greșeală, după părerea mea, pentru că vor crea foarte multe cazuri de îmbolnăviri și, mă rog, și separat de această muncă de partid, dacă vreți, electorală, că acum e o perioadă electorală în care ne vom întâlni cu oameni și vom discuta, eu cred că trebuie insistat pe această, când spun reconstrucție, nu mă gândesc la un fenomen care se întâmplă acum. Un partid trebuie să fie o chestie dinamică. Permanent facem ceva. Permanent vin oameni noi. Sunt unii care poate părăsesc partidul. Permanent trebuie să păstrăm acest organism în funcțiune. Să-l păstrăm dinamic și să încurajăm și alți oameni care doresc să se alăture. Și asta va trebui să facă noua conducere, mă rog, separat de munca, repet, electorală, care deja astăzi este joi. De astăzi, din punctul nostru de vedere, începe această muncă electorală, adică azi vom avea prima întâlnire preelectorală în stradă cu cetățenii municipiului. Adică pe viitor o să ne vedem mai des, sper. Cu mare drag, sigur, dacă există subiecte pe care considerați că pot acoperi, cu mare drag. Și eu rămân la părerea că în politică
deși am desființat cumva ideea asta de uninominal, n-a mers la vremea aceea, eu cred că e foarte important pentru oricine vrea să vină să facă politică, să gândească foarte serios la brandul lui personal. Pentru că, până la urmă, ideea asta cu ascunsul după o listă de partid nu va merge la nesfârșit. Trebuie, la un moment dat, ca să ai ce pune pe masă, să ai ce oferit tu ca persoană, adică să ai votanții tăi. Eu am spus mereu, vrei să fii consilier local, de exemplu, la Roman, câte voturi ai nevoie? Un număr, 900 sau... Ar trebui ca voturile astea să le ai tu, pur și simplu, nu să le ai că votează lumea din inerție un partid și ăștia spus pe o listă. Apropo de consilier local, vorbisem cu colegul și am zis că o să aduc în discuție și povestea asta și am uitat și uite că ajungem la final și n-ați urmărit validarea, nu validarea, investirea în funcție ieri pe Roman, nu? Nu, n-am reușit. Transmis-o live. Dar ca să vă zic o chestiuță și să merg pe nominal, da? Domnul Radu Samson a intrat în, dacă mai țineți minte, a intrat călare peste o întâlnire a domnului Pe Oreanu în primăria Roman. Erau 51 de oameni în sală. 80 eram ieri. În sală n-am auzit pe nimeni să criticere. 80? I-am numărat. Deja, da. Adică începem să pierdem acele valori pe care le trâmbițam în campania electorală? Mi-amintesc o piesă a lui Caragiale, se numește Telegrame. Piesă foarte succintă, dar adaptată la un moment dat la o manieră genială și ecranizată. Există un astfel de film, ar trebui să-l urmărească toată lumea, se numește Telegrame, chiar așa, e filmat la Piatra Neamț, de mult, cred că are jumătate de secol de acum, cu genialul Birlic într-unul din rolurile principale. Și la un moment dat, omul are o replică fantastică și spune, în politică, totul este gura și cum știi să dai din ea. Adevărat! Ba, ce frumos! Faină încheiere! Trebuie să urmăriți acel film, este absolut genial. Vedeți cum se mulează discursurile după interesul de moment, de nu vă vine să credeți. Rămâne să vorbim, trebuie neapărat să mai discutăm pe chestiile astea. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să apăreți astăzi la discuțiile despre Roman. Să ne vedem data viitoare. Domnul avocat Alin Antochi a avut bunăvoința să accepte. Pe ultima 100 de metri că trebuia să confirm de ieri, dar n-am mai apucat. Niciun fel de problemă. Am reușit să facem. Rămâne data viitoare să discutăm mai pe larg. Vă mulțumesc foarte mult. Iar dumneavoastră, ca de fiecare dată, toate bune!